Bine v-am găsit, Lei. Voi face etalarea pentru relații martie. Am găsit bărbatul, prima carte. Deci, pentru o persoană care nu are relații, martie, pentru un bărbat. Vă preocupă mai mult reușita socială, dar și o casă, călătorii. Deci, să vedem. Aveți în față ceva la care țineți, o dragoste, ceva, dar nu am nicio femeie. Deci, relația voastră pare să fie mai mult legată de o casă, de o schimbare care a adus în această casă. Deci aveți dragostea, casa, reușita socială. Această casă poate fi locul vostru de origine, poate fi casa părintească și poate să reprezinte acea dragoste pentru casa părintească, dar și pentru reușita socială. Este foarte importantă pentru voi această casă, o aveți la suflet, este sufletul vostru, este în fața voastră. Lăsați în spate cumva o manipulare a unei femei, o femeie care poate să fi fost chiar amanta voastră. În fața voastră este această preocupare pentru această casă, dragostea, dar și noutăți, să zicem, vești pe care vi le aduce un călător, poate o persoană care vine din această zonă, dar vă comunică o schimbare. Vă aduce la cunoștință ceva care vă nemulțumește, deci o schimbare care poate să fie legată de părinți, de casă. Este ceva care nu vă convine, această schimbare. Voi probabil că ați călătorit, ați venit de la o călătorie sau o călătorie vă aduce totuși această schimbare. S-ar putea să faceți o călătorie, dar sunteți totuși influențați de această persoană. Această persoană, o femeie, încearcă să vă manipuleze în această călătorie și chiar să vă schimbe, cumva să aducă o schimbare, să vă influențeze ceva printr-o schimbare și nu vă convine acest lucru. Această femeie va aduce și un obstacol, este muntele în fața voastră, obstacolul, în fața unei reușite sociale, o împlinire. Așa cum am spus, împlinirea aceasta este legată de casă. Deci toate sunt legate între ele. Nu pot să spun că este o relație, decât așa, o femeie, dar nu este o dragoste. Nu aveți această dragoste pentru această femeie, care încearcă să vă influențeze, să vă manipuleze cumva și în această călătorie pe care vreți să o faceți, care va duce o schimbare. Schimbarea, ați primit această noutate, nu? Prin acest călător veți primi această noutate și cam asta este, totul se învârte în jurul casei. Călătoria pe care o faceți la această casă, dar și obstacolul care vă este în față. Deci această femeie s-ar putea să vă ceară altceva, să faceți altceva, să nu faceți această călătorie, acest drum. Bun, să mergem la o femeie, să vedem pentru o femeie.
Eu le și amestec forma asta, astfel încât să nu... Deci, o femeie singură, în luna martie, cu relațiile. O femeie cu un aspect pe leu. Când spun aspect, vă gândiți la lună, dacă luna este în leu, ascendentul, soarele în leu, născută, deci, cu zodia în leu. Și voi aveți obstacole în fața voastră, dar aveți și un contract. Să vedem. Deci, în primul rând, sperați, speranța, cum să spun, nu aveți prea multă siguranță în această speranță. O discutați la telefon cu prietene, cu rude. Deci este o discuție la telefon legată de o alegere. O alegere care este dificilă, vă este greu să alegeți și discutați, căutați păreri legate de această alegere. Dar așa cum am spus, nu este vorba de o relație. Speranța voastră este, va fi, să zicem, cam slabă, legată de un contract și o instituție. Poate că primează în viața voastră acest contract cu această instituție. Poate fi vorba de un loc nou de muncă și dați mai multă importanță acestuia decât unei relații. Aici nu aveți relație. Nu aveți decât acest contract care este tot timpul întârziat, se întâmplă ceva cu acest contract legat de o instituție sau asociere. În fața voastră sunt gândurile, vă preocupă ceva foarte mult, această preocupare este legată de obstacolele pe care le aveți în față. Vă dați seama că vă este greu să faceți o alegere. Pare să fie vorba de o alegere legată mai mult de locul de muncă, de o schimbare importantă între două drumuri opuse. Deci, poate să rămâneți în țară, poate să plecați din țară, poate să reprezinte și acest lucru, această alegere. Gândurile voastre pleacă și la un răspuns pe care o să-l primiți de la această instituție. Răspunsul vă este adus de un călător, de o persoană, să zicem, poate fi o persoană atletică, o persoană care călătorește foarte mult, poate fi vorba și de un avocat sau ceva de genul ăsta, mai repede decât prin poștă. Prin poștă atunci vedem scrisoarea, deci s-ar putea să vă aducă acest răspuns. Este vorba de un contract pe care trebuie să-l respectați de la această instituție. Deci acest contract care v-a dat totuși speranțe, dar vouă vă este gândul mai mult la ceea ce va decide această instituție, ce va duce la cunoștință acest călător, ce o să discutați foarte mult la telefon acest răspuns cu prietene, cu persoane care vă sunt apropiate. Dar și acest contract care s-ar părea că e legat de voi, dar este și ca o
un fel de obstacol în calea voastră, acest contract. Să vedem ce spun și unele pentru... Spun runele pentru voi, pentru lei singuri. Nu spun foarte multe, dar totuși... Toate runele de întârziere v-au ieșit aici. Întârzieri peste întârzieri. Uitați-le. Probabil că gândiți, nu am noroc. Gândul vostru parcă așa spune, că nu aveți noroc. Ori ați încercat ceva, dar ceva nu a mers. V-ați dorit poate ce nu este posibil. Și iată că aveți acest sentiment de lipsa norocului. Ceva nu merge? Întârzie să aveți o finalizare? Poate întâlniți dificultăți sau momente destul de grele. Dă o nefericire, o stare de nefericire, acest vânjo răsturnat. Ceva nu merge în viața voastră, este prea întârziat, prea... Nu primiți un răspuns, ceva. Isa reprezintă înghețare. Ceva este înghețat, deci voi vreți să primiți un răspuns, vreți ceva, un contract vă influențează mult sau o schimbare. Ceva este întârziat, amânat, obstacole, probleme. Ceva nu merge. Nied. Nied care dă și el amânări. Îți spune să aveți răbdare. Mai așteptați. Aceasta spune Nied. Răbdare. Este răsturnat. Într-o poziție răsturnată, vă invită Nied să gândiți de două ori această situație pe care o aveți. Nu puteți să, nu e bine să acționați într-o direcție pe care vă planificați până când nu o gândiți foarte bine. Trebuie să cunoașteți ce probleme apar, să judecați bine, să vă gândiți foarte bine la aceste întârzieri pe care le aveți. Fiindcă parcă totul nu este în favoarea voastră și este bine să gândiți de două ori înainte de a acționa. Lângă Hagal, am zice, forțe exterioare, poate fi vorba și de divinitate, să acționeze, să rezolve această situație. Deci, să încheiați aceste socoteli finale. Hagal. Hagal și el arată grindina, arată fărâmițarea. Deci, aveți răbdare, totul e înghețat și Hagal totul este fărâmițat și înghețat. Deci, grindină.
Am zice că tot la fel vă invită să fiți foarte atenți că nu puteți să începeți ceva până nu vă asumați niște responsabilități. Aceste responsabilități sunt foarte importante. Dacă vă asumați responsabilități, trebuie să vă gândiți că va trebui să le și plătiți. Deci, s-ar putea să primiți un răspuns așa cum și apare aici. De la o persoană imparțială, o persoană oficială, care vă dă un răspuns, fie că vă mulțumește sau vă nemulțumește, primiți un răspuns și veți afla printr-o terță persoană, exact asta spune Hagal. Ceva vă nemulțumește, dar totuși, puteți să gândiți foarte bine ceea ce vreți să faceți. Aveți o alegere în față și poate că această alegere este foarte importantă în viața voastră și chiar nu conștientizați acest lucru. La gaz, arată să vă folosiți intuiția voastră. Este un moment în care intuiția voastră vă ajută să vedeți lucrurile mai bine, să puteți să luați o decizie. Aceasta ar fi la gaz. Deci intuiția voastră vă ajută, este ca o protecție primită din partea puterilor superioare, din partea divinității, am zice. Poate un vis premonitoriu, poate o discuție, ceva s-ar putea să vă aducă această intuiție și să vă arate ce se întâmplă, să puteți să vă folosiți de o idee, poate de o persoană care, o femeie care vă arată drumul în viață sau poate chiar vă arată o intuiție. Dacă sunteți femei, s-ar putea să vă folosiți intuiția voastră, fiindcă este așa voce interioară pe care este bine să o ascultați. Este bine să o gândiți foarte bine. De asemenea, puteți să vă folosiți foarte bine de gândirea voastră, de mintea voastră, să acumulați cunoștințe foarte bine, cum să spun, să vă pregătiți pentru examene, deci pentru un concurs. Sunteți, cum să spun, într-un moment în care această intuiție, această cunoștința voastră interioară vă dă puterea să comunicați bine, să analizați situațiile foarte bine, să luați decizii bune. Aveți aici pe Uruz. Uruz este o rună care arată borul sălbatic. Borul sălbatic aduce vitalitate, energie. Și acest lucru reprezintă pentru voi, aveți acea vitalitate, energie, hotărâre, o stare de bine, un ajutor parcă. S-ar putea să primiți și sfaturi, dar de obicei voi nu le luați aceste sfaturi să le gândiți, să le analizați. Preferați să aveți experiențele voastre, totuși. Este bine să gândiți acest sfat, fiindcă aveți aici o runa omeniei, a interdependenței voastre, a ajutorului pe care îl primiți printr-o cooperare, într-o problemă avută, poate să arate o persoană implicată în situația voastră care vă ajută, încearcă să vă ajute, încearcă să vă dea idei noi, să vă acorde acea susținere morală. Această persoană, dar s-ar putea să fie și ea depășită de situație. Haideți să vedem pentru o persoană care are relații, care se află în relații cu cineva.
Am să le amestec puțin. Au căzut cam multe și nu știu pe care ar trebui să o iau. Eu prefer să zic că... Sunt foarte vizibile arcanele mari, dar sunt greu de... Ce-ar fi, ce n-ar fi la bază, aveți un 7 de bâte. Deci puteți să țineți sub control această situație și iată că aveți o concurență, un 5 de bâte, situația în care se află relația, partenerul vostru. Voi lei nu prea ieși prea frumos. Am zice că aveți acești 5 de bâte. 5 de bâte arată în primul rând acea situație în care trebuie să concurați, să aveți o rivală. Poate că aveți o relație, dar bănuiți o rivală. Sau este vorba de un concurs la care trebuie să luați parte, să participați. Și acest concurs este, cum să spun, centrul atenției în relația voastră. Este punctul culminant. Ceea ce vă implică foarte mult, am zice, pe ambii. Și să vedem ce părere aveți voi. E destul de urâtă. Aveți diavolul. Deci, voi vă gândiți la un capricorn care vrea să vă aibă în putere pe amândoi și să vă pune să jucați cam cum vrea el. Nu-l interesează nimic altceva decât să vă țină sub o formă sau alta sub control. Aceasta este ceea ce gândiți voi la această situație cu această aparentă rivalitate, fiindcă e o concurență, mai repede spus. Mici minciuni, mici bârfe, dar niciodată nu știți cine câștigă. Deci aceasta ar fi aspectul la care gândiți. Gândiți că cineva vă folosește, încearcă să se folosească de relația voastră. Partenerul vostru arată mai repede o călătorie pe care vrea să o facă. Această călătorie poate fi legată de un aspect important. Poate fi legată de o problemă care trebuie să o țină sub control, această rivalitate. Deci această rivalitate trebuie să o țină sub control și este foarte dificil. E o situație dificilă, dar în același timp ar vrea să meargă, să pună situația, cum să spun, la punct, să își obțină un triumf, o victorie a voinței lui. Deci să-și impună cumva această voință. Aceasta ar fi aspectul pentru voi cu acest card de luptă și cinciul de bâte.
Ce speranțe aveți? Deci asta gândiți, asta evaluați, situația pe care o evaluați. Ceea ce sperați? Voi sperați să aveți o inițiativă, prin această inițiativă să schimbați totul, să meargă spre o creștere benefică a relației, să fie totul bine pentru voi. Vă doriți această dezvoltare a relației? Sau partenerul vostru chiar are aspectul pe rac? Poate să fie vorba de rac aici. O persoană cu un aspect pe rac. Deci, aceasta ar fi inițiativă, începeți ceva, faceți ceva pentru a schimba această situație, această concurență. În schimb, partenerul vostru speră foarte mult și are multă încredere în voi, o regină de bâte. Deci, s-ar părea că, așa cum sunteți leu aici, și reprezintă leul, dar aici este și Jupiter reprezentat prin capul de vultur. Deci am putea spune că are încredere în voi pentru faptul că îl protejați, pentru faptul că sunteți un fel de persoană care luptă pentru dreptate, pentru adevăr, o persoană energică, virtuoasă, o persoană hotărâtă. Și pentru un bărbat, eu zic că este vorba mai mult de o femeie leu și un bărbat. Poate să aibă aspectul pe rac, dar leul cu racul, să zicem. De obicei, zodiile de foc merg mai bine, se înțeleg mai bine cu zodiile de aer. Deci, am putea spune că acesta este aspectul, are speranțe mari la voi. În schimb, deci să câștigați acest concurs, această concurență, voi arătați la final, am zice că sunteți sacrificat. Că ați încercat să faceți tot ce era posibil și totuși cei din jur vă consideră pe voi vinovați de orice situație care îi nemulțumește, consideră că voi sunteți cei vinovați. Aceasta ar fi deci o perioadă de stagnare, o perioadă care vă nemulțumește, iar partenerul vostru arată un doi de spade, este pus în fața unei alegeri. Nu este obligat să facă o alegere, îi se cere să facă o alegere, dar s-ar părea că el preferă să nu facă nicio alegere, să rămână în așteptare, este imposibil pentru el să facă o alegere între două drumuri identice. Deci preferă să aștepte și arată că nu face nicio alegere. Aceasta ar fi situația, să zicem, a relației voastre. O situație destul de complicată cu această concurență, concurs și cu Capricornul, la care evaluați voi, fiindcă trebuie să fiți foarte prudenți. Această persoană știe să speculeze toate, să zicem, tot ce ar putea din această relație. Acest lucru consideră și partenerul vostru cu carul de luptă, dar totuși vrea să evaluează totul la o luptă la care ar putea să ia parte. Întotdeauna spunem când vreți să mergeți peste cineva și să vă impuneți voința prin ceva, trebuie să vă gândiți la drepturile și la datoriile voastre, să vi le cunoașteți foarte bine și, bineînțeles, să fiți foarte energici, curajoși. Destul de multe, dar e de... așa. N-am ce să spun decât așa din prima privire când ceva nu merge.
lipsă de omenie, Uruz era puțin întors, Jera să o lăsăm că ea poate așa, Eolh nu-i de partea voastră, asta nu, asta nu. Am zice că totul implică un aspect legal aici. Ceva care implică un aspect legat de legalitate, de culegerea rezultatelor în urma legalității, în urma unei decizii legale. Aici apare un secret, un secret care este destul de urât, ceva care vă dezamăgește. Vă pune în fața unui fapt împlinit, ceva care era ascuns, ceva care vă face să vă schimbați părerea legat de o persoană, vă dezamăgește. Dacă privim aceste aspecte, nu? Arată emoții foarte puternice, probleme poate legate de o atracție pasională. Deci, poate să trimită la pierderea posibilă a partenerului prin diminuarea interesului acestuia față de voi. Lipsă de înțelepciune cu forțele oculte. Întotdeauna trebuie să vă gândiți că aceste forțe oculte vă dau anumite cunoștințe, dar trebuie să le percepeți ca atare și mai ales sfaturile pe care vi le dau runele. Deci trebuie să nu exagerați prin a merge să aflați neapărat ce se întâmplă. Chenaz este într-o poziție răsturnată. Nici el nu are o situație benefică, Chenaz. Chenaz răsturnat vă trimite la o încheiere. Ceva se va încheia. După acest secret, după lămurirea unor situații, ceva se va încheia între voi. Poate ceva va lua sfârșit. Dar în același timp poate să vă aducă și o pierdere. Deci ceva rămâne în urma voastră. Vă simțiți ca și când ați lua o decizie nefastă în situația respectivă. Să vă ducă la o confuzie, într-o problemă. Vânjo, dacă îl privim, am zice că n-aveți noroc. Lipsa norocului. Această rună și Eolh arată tot la fel noroc, o susținere, o reușită. Și aici la fel, Vunjo, tot noroc ar trebui să arate, dar în poziția răsturnată nu vă puteți baza pe acest noroc. Este mai repede o pierdere, o cădere de energie. Deci ceva nu merge. Ceva nu poate fi fructificat. Întâlniți dificultăți, momente de criză. Am zice o situație nefericită. Acesta ar fi situația pentru aceste Eolh. Arată la fel o situație dificilă. Am putea spune chiar o situație în care aveți o vulnerabilitate, deci lipsa voastră de noroc, de șansă, de prieteni arată vulnerabilitatea voastră în fața unor persoane lipsite de omenie, ceea ce și aveți aici, Capricornul. Această rună arată că este bine să fiți foarte atenți, să nu luați orice ofertă de bună și să evitați ofertele care nu sunt benefice pentru voi,
Deci să gândiți foarte bine orice ofertă. De asemenea, să evitați persoanele care nu sunt, cum să spun, sigure pentru voi. Este bine așa cum este diavolul, nu? Este o persoană care nu este sigură pentru voi. Este bine să o evitați. Să aveți răbdare, fiindcă această rună spune că și voi sunteți foarte nerăbdători, vreți acum repede ceva. Această nerăbdare vă face vulnerabili în fața celorlalți și puteți fi înșelați foarte ușor. Adică toate forțele pe care le așteptați nu sunt în favoarea voastră, de asta ar și arată Vunjo și Chenaz, sunt mai repede în favoarea celuilalt decât în favoarea voastră. Este bine ca într-o problemă așa cum este relația, o amânare în relații noi. Până veți cunoaște mai multe amănunte legate de caracterul și motivația partenerului. Deci căutați în primul rând să aflați mai multe amănunte, mai multe lucruri și deci cumva să cunoașteți amănunte legate de caracterul și motivația partenerului înainte de a lua o decizie cu aceste ori. Acesta este sfatul. Dacă nu aveți aici o rună de amânare și sunteți foarte nerăbdători, eu zic să vă stăpâniți și să căutați, să aflați aceste lucruri în primul rând și arată și energie foarte multă, adică, cum să spun, vă doriți un răspuns foarte repede, vreți ceva să aflați, dar este bine să aveți răbdare, să nu vă grăbiți, fiindcă s-ar putea să vă înșelați. Aici nu aveți nicio rună care să arate că o etalare negativă, fiindcă aici aveți o etalare negativă, este, poate să fie transformată în favoarea voastră. Deci nu rămâne decât acea răbdare și dorință de a afla adevărul să fie impusă de voi. În schimb, Manaz, într-o poziție răsturnată, arată de obicei o perioadă dificilă pentru voi. Șansele nu sunt bune pentru o aventură. Aveți tot felul de obstrucții privind planurile voastre de viitor. Câteodată adevărul este o singură persoană care vă cunoaște adevărul. Și, de fapt, această persoană, voi o considerați că e o singură persoană și vreți să vă luptați cu ea, să vedeți ce se întâmplă și aveți aici o luptă, o confruntare. Dar mare atenție, fiindcă s-ar putea să fie mai multe persoane implicate în situația voastră. Deci voi considerați este o singură persoană care își bagă coada, dar nu este chiar așa, sunt mai multe persoane care se amestecă. Am zice că este pentru voi destul de dificil. Timpul pentru voi este dușmanul vostru, adică acea nerăbdare a voastră. Și poate să reprezinte și tendința de egoism, egocentrism, ca rădăcina a problemelor voastre. Poate să fie o cale spre legături cu o viață din străinătate a voastră, probabil din străinătate să fie persoane străine, persoane care au un anumit interes, mai mult așa o pasiune trecătoare, nu este ceva care să vă ofere o dragoste.
Aveți foarte multă energie, acest uruz arată multă energie, dorință de afirmare, de a vă implica în ceva, vitalitate foarte bună, dar totuși într-o relație, ea poate să arate și o relație foarte stabilă, o relație care crește, care, cum se spune, se stabilizează, se maturizează. Trebuie să vă folosiți resursele proprii și printr-un efort foarte mare să vă atingeți scopul. Fiindcă pot fi schimbări neașteptate. Dorința de a vă îndepărta de ceva mai vechi, ceva care vă ține pe loc. Și totuși s-ar părea că dacă vă folosiți această judecată, Gera reprezintă o rună a judecății, a gândirii. Poate fi judecata, eu știu, o judecată dată de un tribunal sau, dar și o judecată a voastră. Adică este într-o poziție răsturnată, dă o finalizare, o ieșire dintr-o problemă, o ieșire benefică pentru voi, dar dă mai mult și ajutorul legal. S-ar părea că ieșiți dintr-o problemă, dintr-o dilemă, dar primiți un ajutor legal. Într-o etalare eminent negativă, așa cum e asta, s-ar părea că nu este cazul. Chiar totul va fi pierdut, chiar dacă această rună Gera se află în poziția răsturnată, în această situație, multe din căderile și probleme sunt, căderi și probleme sunt atribuite runelor precedente acestea. Dar pot fi diminuate printr-un efort direcționat, cu grijă, din partea voastră. Deci, voi puteți să direcționați acest efort. Cu energia voastră puteți să direcționați acest efort spre un aspect de corectitudine, spre o rezolvare, o ieșire din această dilemă, o ieșire benefică pentru voi. Deci este o situație destul de dificilă. Vă doresc numai bine!